văzut-o pe Deni, care s-a căsătorit cu Pio, a făcut niște poze foarte frumoase, sexy, aș putea spune, în baie, el era prosop. Păi el a ales. A mai făcut și alte fotografii foarte frumoase. Deni e o fată frumoasă. Mi-a plăcut de ea în emisiune. Îmi place și acum. Îmi place. Deci îmi place cei frumoși lui Dumnezeu, îmi place, nu? Am văzut-o și pe Claudia cu burtica. Cât și-a dorit Claudia să aibă copil, e normal să-și dorești. Ești femeie, își dorești copii. Nu există, mai sunt, nu spun că mai sunt femei care nu-și doresc copii, nu, mai sunt. Dar e bine să ai, vă spun eu. Vă spun eu că e foarte bine să ai copii. Foarte bine. Eu am 4 copii, mari, normal, și eu sunt mare. Grecii, să știți că nu zic bătrân sau bătrână, nu, e jignire, zic mare. Femeie mare, bărba mare, nu zice nimeni, ești bătrân, nu zice, dacă vrei să-l jignești, îi zici. Dar altfel nu. Sunt puțin mai civilizați. Sau cel puțin în sensul ăsta. Decât mulți alții. Și hai să vă spun ca o paranteză, ca un ceva în plus, să zicem așa, focurile noastre au început să scadă în intensitate. Au venit pompieri din România, bine, au venit mai de mult, dar au venit mai puțin, acum avem mai mult din Cehia și din Polonia. Și eu le mulțumesc pentru asta, pentru că eu de obicei nu intru în panică așa ușor, dar atunci chiar intrasem în panică. Pentru că s-a oprit focul Arhanghelos și să știți că e un sat așa, îl cheamă Arhanghelos, nu-i chiar așa departe de Rodos. Antonio era cu Maria și vorbeau cu foștii susținătorii, vorbea cu oricine intra la ei acolo pe canal, sau cum e acum, dar chiar am observat că am urmărit, nu tot, am urmărit puțin din ce au vorbit, erau unii care se exprimau foarte urât și le dădea bloc și meritau. Păi cum adică, nici nu-i cunoști, îi cunoști personal, nu, ți-au făcut ceva, nu, atunci de ce le vorbești urât? Ce au făcut ei în casa mea să ai fix problema lor? Oricum concursul s-a terminat, au fost câștigători, ori ne place, ori nu ne place, sunt câștigătorii Marelui Premiu și o să rămână în istoria acestui concurs. Ei sunt câștigătorii sezonului 7. Asta e, acum nu poți să schimbi, nu poți. Așa că degeaba se oftică unii dintre ei care au susținut alte cupluri. De exemplu, care a susținut foarte puțin de altfel, Hatice și Mihai foarte puțin, au susținut, bine, toți, oricât ar fi de vulgari, dar au susținătorii lor. Mai sunt oameni vulgari, nu sunt doar Hatice și Mihai vulgari, nu? Mai sunt și alții pe care îi susțin. Sau care au meserii care lor, pentru că știți colegialitatea, asta e, ce să facem? Iar Antonio tot o filma pe Maria, nu-i plăcea, nu-i vorba de filtru, toată lumea mai pune filtre, dar el chiar îi spunea că e o fată frumoasă, chiar e o fată frumoasă, chiar dacă e operată, nu contează câte lume se operează, nu doar ea se operează și să facă mici retușuri, nu, multă lume, așa că nu e un lucru rău asta. Eu chiar le apreciez pe fetele care își fac aceste operații. Ai un nas mare sau strâmb sau mai știu eu cum, sau ochii sau ceva. Remediezi, acum sunt atâtea posibilități. Bani să ai.
de filmat. Cum te simți în prima ta zi de sală? Foarte prost. De ce te simți? Mai ales că tu mă fi... Nu mă mai filmai, bine. Dar ești frumos. Dar nu sunt. Bă, dar ești. Bă, dar eu ce braț ai. Zici că ești din neamul Cordoneanu. De ce te scuzi pe balcon? Ce ai spus? Nu mă mai filma, măi omule. Urât-o. Pupă-o. L-ați văzut pe Roberto? Și-a găsit iubită. Visul lui de fericire. Cât a căutat el și pe la Mireasa, a încercat cu o grămadă de fete, nu s-a prins nimica. Dar acum și-a găsit mulțumit și fotografii. La început a ținut o secretă, dar apoi a pus o grămadă de fotografii cu ea. E o fată frumoasă, dar am eu impresia că e mai mare ca el. Nu știu sigur, așa mi-e impresia. Aș vrea să-mi răspundeți dacă mai are și așa altcineva această impresie sau doar eu. Poate să fie mai mare și dacă e mai mare, nu că ar avea vreo importanță, nu are nicio importanță asta că e mai mare, doar așa mi s-a părut mie, că ar fi mai mare ca ea. După cum toți știți că a declarat chiar el, lui Roberto îi plac femeile mai mari, știți că a avut relație, poate și un copil nu se știe asta, nici el nu știe sigur, dar măcar noi, dacă nici el nu știe sigur, sau poate nu vrea să ne spună. Am mai afirmat că mie mi-a plăcut de Roberto la început, mi-a plăcut foarte tare, de el și de Vlad. Și chiar mi-a părut rău că nu-și găsește o femeie în casa Mireasa. Dar știți de ce nu și-a găsit? Pentru că era foarte, foarte enervant câteodată. Cum o cunoștea când începea cu declarațiile, cu toate astea? Femeilor nu le plac. Femeilor le plac să fie cucerite încet, încet, nu direct pe ea. Cum o vezi, gata pe ea, gata cu declarații. Nu le plac. Bine, declarațiile sunt frumoase, dar nu chiar din prima clipă. Ce încredere poți să ai într-un bărbat? Bine că el e foarte tânăr, încă nu e bărbat, încă nu e. A dat dovadă, nu s-a maturizat. Nu poți să ai încredere în cineva dacă din prima începe cu declarațiile. Nu se poate așa ceva. Așa că chiar au spus câteva fete, nu prezintă încredere. Nici Antonio nu prezenta încredere. Vă mai amintiți atunci când a fost, cum o chema, Beatrice? Că zicea că el umblă și cu aia și cu aia. Ei, așa-s toți, să știți. Nu doar ei doi. Cam atât am vrut să vă spun. Atât am avut, atât am găsit. Vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like. La revedere!